Universitatea Craiova a luat un avans de 4 puncte în lupta pentru titlul în meciul cu FCSB. Lei din Bănie nu au mai câștigat un campionat de 30 de ani, iar acum sunt mai aproape ca niciodată. Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB s-a terminat cu victoria Oltenilor cu un scor de 2 la 1. Membrii Peluzei Nord, dar și al suporteri s-au bucurat și au cântat alături de favoriți la finalul partidei. Aproximativ 1000 de microbiști au fost prezenți în fața stadionului Ion Oblemenco, unde au făcut un adevărat spectacol. Fanii își doresc și speră ca echipa iubită să aducă titlul la Craiova după 30 de ani de secetă.